caracter științific, despre publicațiile cu caracter satiric sau umoristic, dar și cele de informare. Despre prima tiparniță apărută în Roș, va vorbi colegul meu, muzeograful Oliviu Gaidoș, curatorul acestei expoziții, care s-a ocupat cu minuțiozitate de realizarea ei. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Oliviu, te rog. Bună seara! Mi-aș vrea să vă arăt această imagine minunată cu papetăria, interiorul papetăriei Sticlai din centrul orașului. O seară cu adevărat minunată pentru că avem notă muzeelor. În primul rând, tematica acestei expoziții, 170 de ani de presă lugojeană. Anul acesta m-am gândit să facem despre presa lugojeană din două motive. Odată că avem o cifră rotundă de 170 de ani și, în al doilea rând, pentru că dorim să-l omagiem pe istoricul Heinrich Ley, care a decedat anul trecut și e un prilej. În 4 iunie, când a fost tipărit primul ziar de limbă germană din Lugoj, dar și ziar din Lugojul Anzeiger, să-l omagem și pe domnul Ley, el fiind un pasionat istoric al presei lugojene. El, de fapt, a sintetizat în vitrina din spate de doamnei Silvia Bloch, puteți să vedeți în câteva cărți, el a sintetizat istoria presei lugojene, cu acribie, toate ziarele cum au apărut pe căprării, adică pe tipografii, editor, redactori. Și mi s-a părut o oportunitate, odată cu această omagiere, odată cu această sărbătoare de 170 de ani, să-l omagiem și pe domnul Ley. Asta va fi în 4 iunie. Atunci avem mamă. Și cu această ocazie vom pune și o clăcuță pe casa unde a existat tipografia și unde a fost redacția primului ziar, în 1850. Bun, revenind la această expoziție, e o lume fabuloasă pe care noi astăzi o pierdem din vedere, pentru că suntem în era digitală, o lume fabuloasă a ziarului, a presei scrise, o lume fabuloasă a papetărilor, a librărilor de altă dată, a cărților, a rechizitelor școlare, o lume în care oamenii erau ancorați pentru că aveau nevoie și pentru școală, și pentru birouri, și pentru instituții. Astăzi, de fapt, nu mai suntem niciunde. Câți oameni mai intră într-o librărie, câți oameni mai citesc o carte tipărită. Evident că se citește foarte mult, probabil mult și prost, în sensul că suntem inundați de informații non-stop pe Facebook sau... Deci accesul este neîngrădit la informații, dar nu mai există acel criteriu de selecție, ce citim, când citim, cum citim și cu ce plăcere. Revenind la expoziție, nu o să vă spun toată istoria ziarului, este o istorie lungă, fiecare, dacă dorește, citește sau este atras de imagine să uită, pot să vă spun ceea ce nu s-a scris despre presa lugojeană. În primul rând, totdeauna avem această căutare a întâietăților, a premierelor, da? Și atunci și cu presa. Timișoara, banatul nostru drag, în care suntem și noi, ocupă un loc, să zic, un loc întâi la presă. Pentru că în 1771, în aprilie, primul ziar din Europa de Sud-Est apare la Timișoara, Temesvară, Nachrichten. A fost editat de un frate francmason, Mateus Heimer. Și este o premieră nu doar pentru Banat, ci pentru Europa de Sud-Est. Aici, în partea asta, în orul, puteți să vedeți acest prim ziar de limbă germană, care a apărut în Europa de Sud-Est la Timișoara. Mai târziu vor apărea și în limba germană, în limba maghiară, română și sârbă, în Banat, ziar. Primul ziar de limbă română apare foarte târziu, ceea ce cumva denotă sau ne indică că puterea financiară a intelectualității românești din Banat încă nu a ajuns la o maturitate, adică n-au reușit să scoată un ziar mai devreme. S-a scos abia în 1874, Priculiciu este un ziar de satiră, umoristic, dar nici ăsta nu este un ziar efectiv bănățean, pentru că el în 1872 a fost scos la Pesta, iar pentru că redactorul se îmbolnăvește, Iulian Grozescu, redacția se mută la Timișoara, deci cumva este o continuare a celui de la Pesta. Și în 1874 îl scoate Pavel Lotaru. E, 1874, de ce n-am avut mai devreme? Puteam să avem mai devreme și puteam să avem chiar în Lugoj, primul ziar. Din cauza
banilor și a femeilor. Pentru că deja în 1848 Johann Liska face o petiție, o cere oficială să deschidă o tipografie în Lugoj, nu îi se aprobă pentru că e revoluția din 48, nimeni nu voia să dea drumul la ziar, vă dați seama. Toate ideile astea zburau prin ziare și ajungeau în toate colțurile Imperiului. Și atunci, în 1851, Constantin Udrea, primar orașului, un negustor de bază, cu mai mulți lugojeni, dorește să pună bani și să facă o tipografie. Efectiv, după această fondare ar fi urmat și un ziar. Ce s-a întâmplat și de ce știm povestea că nu s-a întâmplat așa? Pentru că pe prima pagină a Gazetei Transilvania scrie în 1851 că lugojenii care doreau să facă un ziar n-au mai reușit, pentru că femeile mai multor negustori s-au înțeles și au zis că ei n-au să pună pe altarul patriei averea lor ca să scoată un ziar. Și asta scrie în Gazeta Transilvania și de aceea avem noi astăzi o tipografie prima românească în Banat, la Lugoj. De ce? Pentru că în 1851 cenzura era foarte mare și atunci, ca să scoți un ziar, trebuia să plătești o cauțiune statului de până la 10.000 de florini. Aia înseamnă că tu scoteai ziarul, plăteai cauțiunea, dar dacă scrieai ceva greșit împotriva ordinii sociale sau împotriva administrației, ți se confiscau banii. Și atunci femeile, muierile, negustorilor români, inclusiv al Udrea, s-au înțeles ele, dom'le, nu riscăm că sunt prea mulți bani. Nu a inventat poveste, este pe prima pagina Gazetei Transilvaniei, din 1851. Bun, revenim la ziar. La una...